Hey. Hola, cum sunteți? Ce aș fi vrut să vă transmit acum, uitându-mă, gândindu-mă la ce se întâmplă în jurul nostru, este că nu pot să planifici cu adevărat toate lucrurile din jur, din viața ta, vis-a-vis de cei ce te înconjoară. Și atunci, poate că cea mai bună variantă este să, acum sunt mai multe cuvinte ce îmi vin în minte, go with the flow, let it be, adică lucruri de genul ăstora ce îți transmit o stare din asta în care nu trebuie neapărat să te simți obligat să intervii atunci când este cazul. Gândiți-vă la cei ce poate că într-un fel sau altul au de stabilizat o situație financiară. Gândiți-vă la ce se poate întâmpla la nivel mondial, gândiți-vă la o țară, gândiți-vă la câți oameni sunt implicați într-o situație de genul acesta. Și nu e ca și cum dintr-o dată tu poți deveni acel dictator, pentru că până la urmă o persoană care ar putea să întoarcă totul într-o anumită direcție nu are cum să fie altfel decât aproape de un dictator. Gândindu-ne la lucrul acesta, de ce crezi că ai putea tu să faci ceva diferit în direcția asta? De ce crezi că ai putea tu să schimbi lucrul acesta? Și de ce crezi că ar trebui să faci lucrul acesta? Și atunci, poate că având în minte ideea asta, s-ar putea să vezi lucrurile ușor diferit. S-ar putea să reușești să te desprinzi de o idee de genul acesta ce poate nu te lasă să dormi de ajuns de ok noaptea. Revenind la ideea esențială, orice auziți în jurul vostru, asta nu înseamnă neapărat că este cea mai bună idee, asta nu înseamnă neapărat că nu are cusură, asta nu înseamnă neapărat că nu poate fi reverificată, răstălmăcită. Dar la bază, gândiți-vă la lucrul acesta, gândiți-vă că nu trebuie să dirijați neapărat toate lucrurile din jurul vostru. Asta nu înseamnă că trebuie să te lași complet dus de vânt și unde te duce marea sau oceanul, acolo să ajungi. Dar asta nu schimbă lucruri și nu înseamnă că trebuie să ajungi la cealaltă extremă în care nu poți să vezi lucrurile diferit și nu poți să lași lucrurile să funcționeze poate așa cum sunt, mai bine sau mai puțin bine. Să aveți zile cât se poate de bune și de optimiste.